Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit analiza lunii aprilie pentru nativii din Zodia Berbec. Dacă țineți minte de luna trecută, am terminat analiza astrologică cu un eveniment care are loc pe 1 aprilie, la 4 minute după miezul nopții. Este vorba de sextilul dintre Soare și Saturn. Acesta este un aspect astrologic pozitiv, în care cele două planete au o conversație ușoară, pozitivă, de susținere. Va fi un eveniment astrologic pe care o să-l resimțim cu una-două zile înainte de data de 1 aprilie și una-două zile după această dată și ne va ajuta pe toți să fim mai organizați și să avem o relație mai bună cu persoanele de autoritate din viața noastră, fie că acestea sunt părinții noștri, profesorii noștri, superiorii noștri de la locul de muncă. Toate aceste relații între noi și persoanele care au o anumită autoritate asupra noastră vor fi îmbunătățite în această zi. Pe 2 aprilie, la ora 9:03 dimineața, are loc aspectul de sextil între Mercur și Pluto. Și acest eveniment astral o să-l simțiți cu una-două zile înainte de data de 2 aprilie, una-două zile după această dată și ne va ajuta pe toți să avem o mai mare claritate mentală și să descoperim lucruri care ne erau ascunse, să descoperim tot felul de secrete. Perioada dintre 31 martie și 4 aprilie va fi una foarte bună pentru detectivi, pentru cei care lucrează în poliție sau în cercetare, pentru toți cei care vor să descopere lucruri. Iar la nivel personal, pentru majoritatea dintre noi, vor fi niște zile foarte bune pentru a negocia niște termeni contractuali mai favorabili sau pentru a pregăti niște planuri de călătorie. Pe 4 aprilie, la ora 6:42 dimineața, Mercur, planeta comunicării și a călătorilor pe scurtă distanță, intră în zodia Berbec. Și o să simțim cu toții, din prima secundă în care se întâmplă acest eveniment astral, o schimbare a energiilor. O să vedeți în jurul vostru că informația circulă cu mai multă viteză, oamenii vorbesc mai mult, comunică mai mult, circulă mai mult. E posibil ca și voi, în plan personal, să trebuiască să călătoriți mai mult, să comunicați mai mult, să vorbiți mai mult la telefon, să scrieți mai multe e-mail-uri și, în general, să vorbiți mai rapid, să gândiți mai rapid. Toate aceste lucruri o să se desfășoare cu o mai mare rapiditate. Mercur o să se miște foarte rapid în Berbec, pentru că stă aici doar din 4 aprilie până în 19 aprilie. Prin urmare, profitați de această perioadă dacă vreți să dați drumul la niște campanii de marketing, să vă promovați afacerea, să creșteți vânzările sau dacă trebuie să călătoriți pe distanțe scurte, să rezolvați anumite lucruri, pentru că în această perioadă, cât Mercur stă în Berbec, toate topicurile legate de comunicare, de călătorie sunt foarte bine aspectate și se vor rezolva mai rapid. Cel mai puternic vor resimți această influență benefică nativii din zodiile Berbec, Leu și Săgetător, dar cu toții o să observăm în jurul nostru că parcă toată viața noastră începe să prindă viteză. Pe 6 aprilie, la ora 14:17, are loc aspectul de sextil între Venus și Marte. Planeta feminității și planeta masculinității au o conversație plăcută, armonioasă și acest lucru o să se resimtă cu două zile înainte, două zile după, în intervalul dintre 4 și 8 aprilie, toată lumea o să simțim această influență. O să vedeți că relațiile dintre bărbați și femei sunt mai armonioase, mai puține certuri. În general, aceste zile vor fi unele foarte plăcute. Dacă vă gândiți să inițiați o relație romantică, acum este perioada perfectă să începeți să purtați aceste discuții, să invitați persoana de care sunteți interesat sau interesată la o întâlnire, pentru că toată această energie armonioasă între Venus și Marte vă susține în această direcție. De asemenea, va fi o perioadă ideală dacă vreți să vă cumpărați
haine noi, bijuterii noi sau produse cosmetice. O să găsiți exact lucrurile care se potrivesc pentru voi. Pe 9 aprilie, la ora 22:17, o să avem un aspect foarte tensionat. E vorba de cuadratura între Marte și Neptun. Fiți foarte atenți, pentru că acest aspect este unul foarte tensionat, care poate să vă aducă niște trăiri emoționale foarte intense. Aspectul o să se simtă cu 2-3 zile înainte și după data exactă, deci influența acestui aspect o să o resimțim încă din 6 aprilie până pe 12 aprilie, dar va fi cel mai puternic pe data de 9. Partea negativă a acestui aspect este că emoțiile o să fie foarte intense, s-ar putea ca oamenii să înțeleagă greșit anumite acțiuni pe care noi le facem sau noi să înțelegem pe cei din jurul nostru greșit. O să vedeți oameni care nu vor să-și asume responsabilitatea pentru acțiunile lor. E posibil să vedeți în jurul vostru oameni care intenționat mint sau ascund anumite lucruri, care își ascund motivația faptelor lor. Posibil să observați mai multe lucruri sau oameni imorali, să observați fapte ilegale în jurul vostru și să fiți foarte sensibili la aceste circumstanțe. Partea pozitivă este că atunci când observăm aceste lucruri, deoarece și Marte face parte din acest aspect, putem să luăm decizia conștientă să luptăm împotriva acestor nedreptăți din lumea înconjurătoare. Prin urmare, fiți atenți la acest aspect astral și acționați în funcție de cum vă dictează conștiința. Pe 10 aprilie o să avem două aspecte astrologice. Mai întâi sextilul dintre Mercur și Saturn și pe urmă sextilul dintre Venus și Jupiter. Ambele aspecte sunt pozitive, sunt niște conversații de susținere care o să ne ajute în perioada dintre 8 și 12 aprilie să fim mai disciplinați, mai practici, să avem o gândire mai bine structurată, să fim mai atenți la detalii. E o perioadă foarte bună pentru cei care vor trebui să țină anumite discursuri, prelegeri, prezentări și, în general, va fi o perioadă foarte frumoasă în relațiile noastre interpersonale. Două zile mai târziu, pe 12 aprilie, o să avem iarăși două evenimente astrale importante. Mai întâi e vorba de luna nouă în Berbec, la ora 5:30 dimineața, urmată îndeaproape de cuadratura dintre Venus și Pluton, la ora 6:20 dimineața. Despre luna nouă în Berbec și cum vă afectează acest lucru o să vorbim mai în detaliu în partea a doua acestui video. Cât despre cuadratura dintre Venus și Pluto, acest aspect astrologic o să aducă niște influențe foarte interesante în viețile noastre și o să-l resimțim în perioada 10-14 aprilie cu intensitatea maximă, bineînțeles, în 12 aprilie. Părțile pozitive ale acestui tranzit sunt că o să ne simțim foarte pasionați, o să avem o dorință foarte mare de a face anumite lucruri, de a schimba anumite lucruri în viața noastră și aceste schimbări pe care vrem să le inițiem în jurul acestei date de 12 aprilie poate să fie foarte pozitive pentru noi. Pentru că aici Pluto este planeta transformărilor, dar Venus este micul benefic. Prin urmare, orice doriți aici să influențați, să schimbați, să modificați în viața voastră, dacă simțiți foarte puternic că trebuie să faceți acest lucru, faceți-l pentru că va fi benefic pentru voi. Aspectele negative ale acestui tranzit este că e posibil pentru parte dintre noi să avem niște emoții, niște trăiri emoționale atât de intense încât să simțim că nu le putem controla. De asemenea, e posibil pentru o parte dintre noi să ne dăm seama că cineva vrea să ne manipuleze, să ne controleze sau că partenerul sau partenera noastră ne ascunde anumite lucruri, are niște secrete pe care nu vrea să ni le dezvăluie. Aveți grijă pentru că aici, dacă mergeți prea adânc în influența lui Pluto, riscați să deveniți obsesivi și să vă lăsați consumați de aceste emoții negative. Folosiți tranzitul în favoarea voastră. Eu vă spun și care sunt riscurile și care sunt oportunitățile, dar voi va trebui să fiți atenți în această perioadă și să vedeți cum vă folosiți de aceste energii.
Pe 14 aprilie avem încă două evenimente astrale importante. Mai întâi, sextilul dintre Soare și Marte, care are loc la ora 29 minute dimineața, și pe urmă, intrarea lui Venus în Taur, în domiciliul său, care are loc la finalul zilei, la ora 21 și 22 de minute. Hai să vedem mai întâi sextilul dintre Soare și Marte. O să ne dea tuturor mai multă energie, poftă de viață, încredere în forțele proprii și o să ne facă pe toți mai curajoși. Perioada dintre 11 și 15 martie, da, două zile înainte și după acest tranzit, vor fi momentul ideal pentru toți cei care au poziții de leadership, poziții de conducere. Aceștia vor fi foarte bine aspectați și toată lumea va avea mai multă energie. E o perioadă foarte bună ca să facem mai mult sport, să consumăm toată această energie pe care ne dă atât Soarele cât și planeta Marte. Intrarea lui Venus în Taur pe 14 aprilie marchează începutul unei perioade când vor fi foarte bine aspectate toate tranzacțiile comerciale, mai ales dacă vreți să cumpărați ceva de valoare, fie că e o operă de artă, o casă, o mașină, o bijuterie, da, ceva destul de scump. Puteți să faceți acest lucru în perioada aceasta dintre 14 aprilie și 8 mai, cât Venus o să tranziteze zodia Taurului, domiciliul său, locul în care se simte bine, este exaltată, fericită și vă ajută să faceți deciziile cele mai bune pentru voi. În relații o să vedeți că lucrurile se mai stabilizează, o să fie o perioadă foarte frumoasă pentru cei care sunt deja în cuplu, dar și pentru cei care vor să inițieze acum o relație, și va fi o perioadă ideală pentru căsătorii, logodne, pentru a trece cu relația la nivelul următor. Pe 15 aprilie, la ora 19:58 de minute, avem aspectul de sextil între Soare și Jupiter, între planeta care ne dă viață și Marele Benefic. Acest tranzit va fi resimțit una, două zile înainte și după data de 15 aprilie, și o să ne facă pe toți mai optimiști, mai fericiți, cu o perspectivă mai bună și mai frumoasă, mai optimistă asupra vieții. Va fi o perioadă foarte bună pentru cei care au anumite afaceri cu străinătatea, fie cu companii multinaționale sau cu oameni din străinătate, o perioadă foarte bună pentru a finaliza niște acte notariale, legale, dar și pentru cei care lucrează în domeniul învățământului, fie că e primar sau universitar, sau pentru toți cei care vor să publice anumite articole, materiale, cărți, filme, videouri, orice vreți să publicați. Pentru toată lumea, aceste zile vor fi unele mai norocoase, fiindcă aspectul de sextil este unul favorabil, frumos, o conversație de susținere între două planete care de asemenea sunt foarte pozitive pentru noi. Pe 16 aprilie, la ora 16:26 de minute, are loc aspectul de cuadratură între Soare și Pluto. Un aspect tensionat, o conversație tensionată între aceste două planete, care va fi resimțită una-două zile înainte și după data de 16 aprilie. Partea pozitivă este că în această perioadă puteți să accesați acea parte a ființei voastre care vă face să fiți mai magnetici, mai puternici, mai impunători, să aveți mai multă energie ca să faceți anumite schimbări care sunt grele, să faceți niște schimbări radicale, fie în viața voastră, fie în gândirea voastră, în percepția voastră asupra anumitor lucruri. O parte dintre voi s-ar putea să puteți beneficia de ajutor de la o persoană influentă și toată lumea va avea în această perioadă o oportunitate de a se elibera de anumite bagaje karmice, de a se elibera de anumite lucruri care vă blocau în situația în care sunteți și nu vă permiteau să mai creșteți. Partea negativă a acestui tranzit este că apare aici un risc foarte mare de manipulare, de control, de lupte de putere, cine e mai puternic, cine se poate impune mai mult. Și pentru că acest tranzit ne afectează pe toți, e posibil aici să întâlniți anumite persoane care sunt mai determinate decât voi, mai încăpățânate decât voi, să iasă lucrurile cum își doresc ei și să vă simțiți așa manipulați, să simțiți anumită rezistență din partea acestor persoane. Pe 17 aprilie o să avem trei evenimente foarte interesante.
în care sunt implicate planetele Marte, Jupiter și Mercur. Mai întâi este vorba despre trigonul dintre Marte și Jupiter, urmat la câteva ore distanță de sextilul dintre Mercur și Jupiter și mai apoi sextilul dintre Mercur și Marte. Aceste trei planete se află toate într-o conversație pozitivă, niște aspecte de susținere între Marte, planeta care ne dă energie și curaj, Jupiter, marele benefic, și Mercur, planeta care ne guvernează mentalul, intelectul, dar și călătoriile noastre pe scurtă distanță. Aceste influențe o să le resimțim 2-3 zile înainte și după data de 17 aprilie, cu punctul energetic maxim în această zi. Prin implicarea lui Marte o să avem mai multă energie, mai multă voință, o să vrem să ducem lucrurile la bun sfârșit. Cu implicarea lui Jupiter o să fim mai optimiști, mai expansivi, putem să obținem mai mult decât ne-am imaginat. Și cu implicarea lui Mercur putem să fim siguri că o să luăm deciziile corecte, pentru că o să analizăm lucrurile foarte atent și o să fim mai obiectivi, mai analitici. Această perioadă va fi una foarte bună pentru călătorii, pentru a începe noi proiecte, pentru a obține susținere de la persoane aflate în poziții de conducere. Ar fi bine în această perioadă să vă canalizați atenția asupra țelurilor voastre pe termen lung, asupra proiectelor pe termen lung, pentru că o să fiți capabili să vedeți mai multe oportunități decât în mod normal. O perioadă foarte bună pentru cei care sunt elevi, studenți sau care lucrează în educație, în domeniul legal sau în afaceri cu companii multinaționale sau cu oameni aflați în străinătate. Cu toții o să avem skill-uri de comunicare mai bune decât de obicei, o să putem să negociem niște termeni contractuali mai buni pentru noi, dacă trebuie să faceți anumite prezentări, să vorbiți în public, să țineți o prelegere, un discurs, să moderați o ședință, o să vă descurcați mai bine decât vă așteptați. Ascultați-vă instinctele, pentru că acestea o să vă ghideze în direcția corectă. Pe 18 aprilie, la 49 de minute după miezul nopții, are loc aspectul de cuadratură între Mercur și Pluto. Un aspect tensionat pe care o să-l simțim una-două zile înainte și după această dată. Și e posibil să observați că voi sau oamenii din jurul vostru devin mai suspicioși, mai negativiști, e posibil să iasă la iveală anumite secrete, va fi o perioadă foarte bună pentru detectivi, polițiști, psihologi, pentru oamenii care lucrează în cercetare și vor să descopere anumite lucruri. E posibil la nivel individual să vedeți că sunteți mai interesați de tot felul de teorii ale conspirațiilor, tot felul de mistere, secrete, lucruri pe care în mod normal nu le-ați urmări nici la televizor, nici pe YouTube, nici pe rețelele de socializare. Acum, dintr-o dată, parcă apar mai multe articole sau vin către voi mai multe informații pe aceste topicuri. De asemenea, aveți grijă în această perioadă la oameni care vor să vă manipuleze. Pe 19 aprilie avem iarăși o zi cu trei evenimente astrale importante. De data aceasta, planetele implicate sunt Soarele și Mercur. Mai întâi, în cursul dimineții, la ora 4:49 de minute, are loc conjuncția dintre Mercur și Soare, pe ultimul grad din Zodia Berbec, un grad anaretic, un grad foarte important, care adună în el toată energia acestei zodii, toate lucrurile care nu au fost rezolvate în Berbec. La doar câteva ore mai târziu, la ora 13:30 de minute, Mercur intră în Taur și pe urmă, în cursul serii, la ora 23:34 de minute, Soarele intră și el în Taur. Vedem că această zi de 19 aprilie va fi o zi foarte importantă. O să intrăm în detalii amănunțite în partea a doua a acestui video. Deocamdată vreau doar să rețineți că în jurul acestei date, o zi două înainte după data de 19 aprilie, o să aveți câteva zile în care o să fiți mai ageri, mai inteligenți decât de obicei și dacă aveți de planificat anumite întâlniri de afaceri, anumite prelegeri, discursuri publice, anumite conversații în care vreți să convingeți interlocutorul de anumite lucruri, încercați să faceți acest lucru în jurul datei de 19 aprilie, pentru că această conjuncție dintre Soare și Mercur o să vă ajute foarte mult în această direcție.
Mai ales dacă reușiți să faceți acest lucru până în 19 aprilie înainte de prânz, ar fi ideal, pentru că după prânz și în cursul serii atât Mercur cât și Soarele se mută în Taur și energia lor se schimbă, se schimbă de la zodia berbecului, care este o zodie de foc, foarte determinată, cu foarte multă energie, la energia de Taur, care este o zodie de pământ, foarte ancorată în realitate, care ia lucrurile mai încet, mai cu calm, mai calculat. Prin urmare, dacă vreți ca afacerile voastre sau discuțiile voastre, negocierile să se desfășoare mai rapid, faceți acest lucru înainte de 19 aprilie la prânz, dacă vreți ca lucrurile să se facă mai calculat, mai împământenit, mai cu timp și cu măsură, faceți aceste lucruri după 19 aprilie la prânz. Pe 21 aprilie, Venus, planeta frumosului, micul benefic, va deveni vizibil pentru tot restul anului și cu această schimbare de vizibilitate a planetei ne va aduce mai ușor promisiunea acestui mic benefic în viața noastră. Pe 23 aprilie, la ora 4 dimineața, avem conjuncția între Venus și Uranus, micul benefic și octava superioară a lui Mercur. Acest eveniment o să-l resimțim o zi, două înainte și după data de 23 aprilie și vine cu surprize foarte plăcute, pentru că Venus este micul benefic, este o planetă feminină care vrea să ne aducă doar lucruri frumoase în viața noastră, iar Uranus este planeta neprevăzutului, a lucrurilor pe care nici măcar nu ni le putem imagina acum. Așa că așteptați-vă în jurul datei de 25 aprilie la niște surprize plăcute. Fie că sunt niște oameni excentrici care apar în viața voastră și vă dau așa peste cap, dar într-un mod plăcut, favorabil, fie că e o surpriză pe care o face partenerul sau partenera de viață, fie că aveți voi o idee originală foarte năstrușnică de a face bani, sau că vreți să vă schimbați look-ul, vă schimbați freza, vă schimbați înfățișarea, modul de a vă îmbrăca, orice ar fi, indiferent cum se va manifesta acest aspect astrologic în viața voastră, va fi neobișnuit, neașteptat, excentric, ieșit din comun și în același timp foarte frumos, foarte benefic. Pentru bărbați, aveți grijă în jurul datei de 23 aprilie la felul în care comunicați cu femeile din viața voastră, pentru că o să vă dea niște răspunsuri care efectiv o să vă dea pe spate. Nu o să vă așteptați la reacțiile pe care femeile din viața voastră o să le aibă în jurul acestei date. În aceeași zi, la ora 14:49, Marte intră în Rac. Și cu această schimbare de energie în semnul zodiacal pe care Marte o să îl tranziteze din 23 aprilie până pe 11 iunie, toată lumea o să aibă o perioadă în care o să reacționăm mult mai impulsiv, mult mai emoțional. Prin urmare, aveți grijă la această tendință generală de a fi mai puternic influențați de emoțiile și sentimentele noastre, pentru că Marte în Gemeni era într-un semn foarte rațional. Prin urmare, toate acțiunile pe care le făceam erau conduse de mintea noastră, de raționalul nostru. Ei, acum în Rac este într-un semn mult mai intuitiv, mult mai emoțional și o să fim mult mai mânați de partea aceasta internă, sentimentală, emoțională. Partea pozitivă este că Racul, fiind guvernatorul natural al celei de-a patra case astrologice, a căminului nostru, a locuinței noastre, poate să aducă cu intrarea lui Marte pe acest sector de viață o perioadă foarte bună pentru a face curățenie în casă, curățenia de primăvară, pentru a renova ceva, pentru a modifica ceva în locuință. Deci puteți să vă folosiți într-un mod pozitiv de această energie. Pe 24 aprilie, la ora 9:41 dimineața, are loc conjuncția dintre Mercur și Uranus. O să vorbim mai detaliat despre cum se aplică acest eveniment astral în partea a doua a acestui video. Deocamdată vreau doar să țineți minte că această întâlnire dintre Mercur și octava sa superioară, dintre planeta comunicării și planeta neașteptatului, poate să vă aducă niște idei ieșite din comun,
lucruri surprinzătoare, lucruri noi, puteți să găsiți piesa lipsă dintr-un puzzle, fie că e un puzzle metaforic sau unul real, și va fi o perioadă foarte bună pentru toți cei care activați pe social media, fie că aveți conturi de Instagram, Facebook, YouTube, pentru toți cei care sunteți creatori de conținut, o perioadă foarte bună în care o să aveți idei originale, o să comunicați într-un mod original și puteți să adunați mai mulți followeri, mai o audiență mai largă. Partea negativă este că acest tranzit va veni și cu lucruri care o să vă schimbe rutina voastră zilnică. Și la nivel tehnologic e posibil să avem parte de probleme cu device-urile, cu telefoanele, laptopurile, calculatoarele, probleme cu electricitatea, cu internetul, posibile aici mici probleme de comunicare. Pe 25 aprilie, la ora 7:21 dimineața, are loc aspectul de cuadratură între Venus și Saturn, o conversație tensionată între micul benefic și marele malefic. Partea pozitivă este că o să ne facă pe toți mai realiști, mai disciplinați și mai organizați. Mai ales pentru cei care operează în domenii creative, acum va fi momentul în care, sub această influență tensionată, veți putea să vă finalizați proiectele pentru că o să fiți mai organizați, mai ordonați. Pentru femei va fi o perioadă în care puteți să deveniți mai disciplinate cu privire la rutina voastră de frumusețe. Dacă vreți să implementați anumite lucruri noi în rutina voastră de zi cu zi, în rutina voastră de îngrijire a tenului, a pielii, a părului, a unghiilor, acum este momentul ideal pentru că acest aspect tensionat vă va ajuta să implementați aceste lucruri mai ușor în viața voastră. Și pentru cei care sunteți deja într-o relație de lungă durată, aveți grijă în jurul zilei de 25 aprilie pentru că s-ar putea să trebuiască să vă ajutați partenerul sau partenera pentru a finaliza anumite lucruri de care ei sunt responsabili. Partea negativă este că acest discurs tensionat între Venus și Saturn poate să se manifeste fizic și în viața noastră de zi cu zi prin relații mai tensionate cu partenerii din viața noastră. O să ne simțim mai inconfortabili. O parte dintre noi s-ar putea să aibă parte de mici pierderi financiare sau mici probleme la locul de muncă. Tot în aceeași zi, tot pe 25 aprilie, la ora 14:57, are loc o altă cuadratură, de data aceasta între Mercur și Saturn, între planeta comunicării și a mentalului și Marele Malefic. Aceasta va fi o perioadă foarte bună pentru cei care lucrează în editare, fie că editați materiale video, muzică, filme sau cărți, pentru că o să fiți mai critici și o să judecați mai rece și mai obiectiv materialele pe care le editați. Pentru noi ceilalți, pentru cei care suntem editați, o să fie o perioadă mai nasoală, pentru că nimănui nu-i place să accepte critica, chiar dacă aceasta este constructivă. Pe 26 aprilie, la ora 1:19 dimineața, Venus și Mercur încep să se îndepărteze de aspectul de cuadratură cu Saturn și se întâlnesc făcând aspectul de conjuncție. Și odată cu această conjuncție putem să primim niște vești bune, să avem niște idei noi despre cum am putea să facem mai mulți bani, comunicarea între partenerii din relație va fi mai frumoasă, mai plăcută, oarecum tensiunea din ziua anterioară începe să se disipe. Pe 27 aprilie avem câteva evenimente astrale importante aici. Mai întâi e vorba de faza de lună plină în Scorpion, la ora 6:31, despre care o să vorbim mai detaliat în a doua parte a acestui video. Pe urmă, la ora 23:01, Pluto, guvernatorul modern al Scorpionului, își începe mișcarea retrogradă și va fi în retrogradare până pe 6 octombrie. În aceeași zi, Mercur va deveni vizibil și va rămâne vizibil până pe 26 mai. Pe 30 aprilie, la ora 5:26 dimineața, are loc aspectul de sextil între Mercur și Neptun. O zi foarte bună pentru a citi, pentru a vă relaxa, pentru a
petrece timp în solitudine, în rugăciune, în creșterea voastră spirituală. În aceeași zi, la ora 22 și 53 de minute, are loc conjuncția între Soare și Uranus. O să intrăm în detalii referitoare la această conjuncție în a doua parte a acestui video. Deocamdată vreau să rețineți că atunci când aceste două planete se întâlnesc, ne aduc o schimbare a rutinei noastre zilnice, ne aduc idei creative, inovative, mai ales pentru cei care lucrează în media, mass media sau pe internet. E o perioadă foarte bună să încercați ceva ieșit din comun, ceva inovativ și să vă exprimați adevăratul vostru sine unic. Partea negativă este că o să ne facă pe toți un pic mai agitați. Anumite planuri pe care le aveam stabilite s-ar putea să cadă în ultimul moment. E posibil să fim mai impulsivi și mai ales pentru adolescenți să fie mai rebeli. Pentru toată lumea e posibil să avem mici probleme cu aparatura electrică electronică și crește semnificativ șansa de accidente. Prin urmare, aveți grijă. Și acum hai să vedem la ce ne putem aștepta în plan personal în luna aprilie pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în berbec. Pentru voi, în primele 19 zile din luna aprilie, toată energia se canalizează pe semnul vostru zodiacal, pe casa întâi astrologică, pe zona din astrogramă care guvernează eul vostru personal, sinele, ego-ul vostru, corpul fizic, prima impresie pe care o lăsați, identitatea voastră. Și aici, cu faza de lună nouă și cu toate energiile care converg înspre această dată, pentru că în 12 aprilie o să avem faza de lună nouă și la această dată încă o să aveți Soarele, Mercur și Venus pe semnul vostru zodiacal, aici o să aveți ocazia să faceți schimbări în corpul vostru fizic, în imaginea voastră publică. Poate că vreți să vă schimbați look-ul, freza, felul în care vă machiați, felul în care vă îmbrăcați, felul în care vă exprimați. Dacă nu sunteți mulțumiți de prima impresie pe care o lăsați, de identitatea pe care o aveți, de felul în care sunteți percepuți de oamenii din jurul vostru, acum, în primele 19 zile din luna aprilie, este momentul să faceți schimbări în această direcție, să o luați de la capăt, pentru că aceste noi începuturi făcute sub aceste energii benefice de Soare, Mercur, Venus, luna nouă pe semnul vostru zodiacal vor fi foarte bune pentru voi și vă vor duce într-o direcție mai pozitivă pentru evoluția voastră. Cel mai puternic vor resimți această influență berbecii născuți în jurul datei de 12 aprilie sau cei care aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în berbec pe la gradul 22. După ziua de 19 aprilie, toate aceste energii, toată această aglomerare de planete se mută pentru berbeci pe casa a doua astrologică. Aici o să avem în 24 aprilie conjuncția lui Mercur cu Uranus, urmată de conjuncția Soarelui cu Uranus pe 30 aprilie. Și la mijloc, între aceste două evenimente, între aceste două conjuncții uraniene, o să avem faza de lună plină în Scorpion. Atunci când Uranus face parte din ecuație, este foarte greu să facem predicții, pentru că Uranus este planeta neașteptatului. Este o planetă foarte excentrică, care aduce în viața noastră lucruri pe care nici măcar nu le putem imagina. Uranus este planeta răsturnărilor de situații și când Uranus face conjuncție cu două planete personale, cu Mercur, planeta comunicării, cu Soarele, planeta care ne reprezintă pe noi înșine, aici văd că pentru voi, pe casa a doua astrologică, o să aibă loc niște răsturnări de situație, niște evoluții excentrice și complet neașteptate în privința banilor câștigați prin muncă proprie, a lucrurilor pe care le dețineți fizic, dar și a relației voastre cu mâncarea și cu alimentația. Și tot ce pot să vă recomand aici este să fiți foarte atenți, mai ales în jurul zilei de 24 aprilie, la informațiile pe care le auziți. Pentru că Mercur este planeta comunicării, împreună cu Uranus, s-ar putea aici să vă aducă în față niște informații excentrice, ieșite din comun, pe care atunci când o să le vedeți sau o să le auziți,
o să aveți tendința să spuneți nu, n-are cum să fie adevărat, n-are cum să fie așa, e imposibil. Și cu toate acestea, nu doar că e posibil, e și adevărat. Așa că fiți foarte atenți la aceste informații care vin la voi în jurul datei de 24 aprilie, pentru că vor fi foarte importante și dacă reușiți să profitați de pe urma acestor informații, puteți aici să aveți parte de niște câștiguri fenomenale. Fie să obțineți o mărire de salar sau să reușiți să cumpărați un bun fizic, ceva foarte luxos, foarte scump, la un preț foarte, foarte redus. Sau puteți să aflați de un portofoliu de investiții, de o oportunitate de investiții și să dați lovitura. Pe 27 aprilie o să aibă loc faza de lună plină în Scorpion. Pentru voi această lună plină se întâmplă pe a 8-a casă astrologică, pe casa transformării, pe zona de astrogramă care guvernează resursele financiare ale partenerului, fie că e vorba de partenerul de viață sau de partener de afaceri, pe finanțe, credite, taxe, dar și moșteniri. Și aici e posibil, pentru o mică parte dintre voi, ca aceste lucruri surprinzătoare pe care un Uranus le aduce în viața voastră să vină așa printr-o moștenire sau prin resursele partenerilor voștri. Pentru că luna plină este etapa lunară care ne aduce finalizarea unui ciclu și ne aduce beneficiile acestui ciclu. Și pentru o parte dintre voi aici poate să aducă rezultatele unor lucruri care au fost începute în jurul etapei de lună nouă în Scorpion, cândva prin octombrie-noiembrie anul trecut sau poate chiar cu mai mulți ani în trecut. Nu în ultimul rând, pe 30 aprilie o să avem conjuncția dintre Soare și Uranus. Și aici e posibil să vi se dea ocazia să acționați pe baza informațiilor pe care le-ați aflat pe 24 aprilie, astfel încât să beneficiați de pe urma acestor lucruri ieșite din comun, neobișnuite și excentrice. Pentru parte dintre voi, ziua de 30 aprilie, conjuncția dintre Soare și Uranus, poate să aducă niște lucruri atât de surprinzătoare încât să vă schimbe complet identitatea voastră și felul în care vă relaționați cu banii, cu mâncarea, cu toate lucrurile care vă dau siguranță și confort. După această lună aprilie o să fiți complet schimbați, complet transformați. În primele 19 zile puteți voi să fiți cei care inițiați aceste transformări. În ultimele 10 zile din lună, Uranus, planeta neașteptatului, o să fie cea care o să inițieze aceste transformări în viața voastră. Cel mai puternic afectați pe finalul lunii vor fi acei berbeci născuți în jurul datei de 27-30 martie sau cei care aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete între 7 și 10 grade de berbec. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi aceste tranzite, ce lucruri neașteptate o să vă aducă Uranus, pentru că fiind o planetă atât de ciudată, atât de excentrică, este foarte greu să facem predicții cu Uranus. Pentru a finaliza analiza lunii aprilie, am hotărât să schimb puțin formatul etalării de tarot și cu cărțile oracol, care v-am obișnuit de la finalul acestei prezentări. De la acest set de cărți, de la tarotul elementelor, o să scoatem o carte pentru riscurile lunii aprilie, de la tarotul cristalelor o să scoatem o carte ca să aflăm care sunt oportunitățile lunii aprilie pentru voi și de la acest set de cărți oracol, oracolul angelic, o să scoatem o carte ca să vedem ce mesaje suplimentare are pentru voi îngerul vostru păzitor. Bineînțeles, o să clarificăm mesajele de la cărțile tarot cu acest set de tarot al vrăjitoarelor și la final o să scoatem și niște mesaje suplimentare de la astrozaruri. Dar deocamdată să vedem care sunt riscurile și oportunitățile lunii aprilie pentru voi. Berbec. Avem pe poziția de riscuri 6 de monede, pe poziția de oportunități 3 de săbi și mesajul îngerului vostru păzitor. O persoană dragă vă păzește, vă urmărește din cer și vă ghidează pașii. Interesant,
pentru voi aici riscul este să vă bazați prea mult pe ajutorul dat de o persoană și cumva prin faptul că vă bazați tot timpul că aveți aici cineva care vă ajută, mai ales în plan financiar, mai ales în plan material, nu vă asumați niciun risc, dar în același timp nici nu sunteți independenți, nu stați pe picioarele voastre proprii și tot timpul sunteți dependenți aici de caritatea, de bunăvoința altor persoane. Hai să clarificăm puțin acest risc de la șasele de monede. De ce nu vă puteți detașa aici de un ajutor financiar, de un ajutor material de la cineva? Și poate nu vă dați seama încă, dar faptul că aici nu sunteți independenți din punct de vedere financiar, din punct de vedere material, pe termen lung o să vă dăuneze, pentru că tot timpul vă bazați pe această persoană care o să vă scoată din încurcătură, tot timpul vă bazați că o să fie cineva care o să vă ajute, o să vă deblocheze. Și hai să vedem de ce este acest lucru un risc. Optul de monede, pentru că nu munciți atât cât ați putea să munciți, nu depuneți efortul necesar. Regina de monede, pentru că aici tot timpul vă așteptați ca mămica sau tăticul să vă salveze pielea. Și regele de monede, pentru că voi aveți potențialul de a evolua foarte mult, dar nu o să reușiți să treceți la etapa următoare în stabilitatea voastră financiară, în stabilitatea voastră emoțională chiar, dacă nu reușiți să creșteți, să vă detașați de acest ajutor, de această plasă de siguranță pe care o aveți tot timpul sub voi. Practic, fiindcă aici cu șasele de monede este cineva în viața voastră care tot timpul e pregătit să vă salveze și să vă scoată din încurcătură, voi n-ați fost niciodată nevoiți să depuneți foarte mult efort pentru lucrurile pe care le aveți și oarecum, din punctul ăsta de vedere, fie nu apreciați destul de mult lucrurile pe care le aveți, fie nu înțelegeți exact care este valoarea banului, pentru că tot timpul v-au oferit părinții, v-au oferit familia suficient, fie ați fost tot timpul într-o zonă de confort și n-ați fost nevoiți să riscați în niciun fel în cariera voastră, poate chiar și în viața voastră personală, și prin faptul că n-ați riscat, nici n-ați avut câștigul acela mare, superb, pe care îl visați. Pentru că aici cu regina și regele de monede văd că vă doriți mai mult, visați mai mult, doar că ceva vă ține în loc, vă ține în spate și nu faceți acel pas, nu aveți curajul să faceți acel pas. Eu zic să profitați de această lună aprilie, pentru că până în data de 19 aprilie încă mai aveți o aglomerare de planete pe zodia voastră, aveți foarte multă susținere astrală, aveți acolo niște planete foarte frumoase, e Soarele, e Mercur, e Venus până în 14 aprilie, e faza de lună nouă din 12 aprilie, profitați de toată această energie, de noi începuturi, de toate aceste planete care vă susțin, ca să faceți aceste lucruri care oarecum vă sperie și vă scot din zona de confort. Aici trebuie să ieșiți din zona de confort. Dacă vreți să aveți marele câștig, trebuie să luați și marele risc. Vedeți că pe partea de riscuri voi aveți în esență niște cărți foarte benefice, dar văd că tocmai faptul că ați fost mereu înconjurați de această energie benefică și de această stabilitate, oarecum v-a făcut să luați lucrurile de-a gata, să nu apreciați atât de mult ceea ce aveți. Și aici vă lipsește o lecție foarte importantă, e lecția autosuficienței. Oportunitatea lunii aprilie, oricât de ciudat ar părea, vine de la treiul de săbii. Vine de la a vedea lucrurile exact așa cum sunt ele. Și în momentul în care o să reușiți să faceți acest declic mental, o să reușiți să treceți peste o durere, peste o supărare, peste o decepție amoroasă. Aici oportunitatea este foarte mare pentru a vă vindeca, mai ales pentru a vă vindeca inima. Hai să clarificăm puțin această oportunitate, de ce este treiul de săbi, una dintre cele mai negative cărți din suita de tarot, de ce este pentru berbeci o oportunitate în luna aprilie. Avem aici două cărți care au vrut să sară, doiul de monede, treiul de monede. Treiul de săbi este o oportunitate pentru voi, fiindcă vă dă ocazia să vă deblocați, să treceți peste o situație care vă ținea captivi, să luați într-un final o decizie și să
învățați, să învățați ceva din această experiență. Hai să mai clarificăm cu încă o carte acest 3 de săbii. Avem aici spânzuratul, ok. Este foarte clar pentru mine că pentru berbeci luna aprilie vine cu vindecare, vindecare emoțională, vindecare spirituală. Aveți aici foarte multe cărți de monede, aveți 6 cărți de monede deja pe această etalare, atât în partea de riscuri cât și în partea de oportunități și vedem că berbecii ar trebui să profite de toată această energie a lunii aprilie, mai ales în primele 20 de zile din lună, ca să se elibereze de niște blocaje karmice. Și aici, pentru o mică parte dintre berbeci, fiindcă avem de la oracolul angelic mesajul că o persoană iubită, o persoană dragă voastră se află în cer și vă ghidează, vă îndrumă pașii, e posibil pentru o parte dintre berbeci aici să fi suferit o pierdere. Poate tocmai această persoană care v-a ajutat foarte mult, care vă dădea stabilitate în viața voastră, poate nu neapărat stabilitate financiară, dar stabilitate emoțională, era ca o stâncă pentru voi, era modelul vostru de comportament, de existență, a dispărut din viața voastră, nu mai este, a trecut în lumea cealaltă și e posibil pentru o parte dintre berbeci asta să fie sursa durerii voastre, dar aici mesajul oportunității este foarte clar. Trebuie să treceți mai departe pentru că voi sunteți încă între cei vii și mai aveți multe lucruri de învățat. Pentru voi acesta nu e capătul drumului, sunteți aici la 3-ul de monede, sunteți doar un învățăcel. Mai aveți multe experiențe prin care trebuie să treceți și aici cu spânzuratul văd că o să urmeze pentru berbeci o perioadă de creștere spirituală, va trebui să învățați să vedeți lucrurile în altă perspectivă și să vă dați seama că doar pentru că această persoană nu mai este fizic aici cu voi, nu înseamnă că nu mai este spiritual, emoțional împreună cu voi. Aceste legături spirituale, aceste legături emoționale transcend realitatea, transcend viața, transcend timpul. Și doar pentru că voi sunteți blocați încă în această realitate în care suntem guvernați de timpul liniar, de trecut, prezent și viitor, nu înseamnă că persoana voastră dragă este guvernată de aceste lucruri și de aici din cer vă ghidează, vă protejează și trebuie doar să vă rugați, să meditați, să vă conectați cu spiritualitatea voastră, oricare ar fi aceasta, ca să vă reconectați cu această persoană care pare să fie foarte importantă pentru voi. Hai să scoatem și un mesaj suplimentar de la Astrozaruri. Pentru voi avem nodul Nord în Scorpion, în casa a treia. Trebuie să comunicați în luna aprilie, comunicați pe teme spirituale, pe teme filozofice, religioase. E important pentru berbeci în această lună aprilie să găsiți acel grup de oameni care au gândiri similare cu voi, care au interese similare cu voi. S-ar putea să vă ajute în această lună aprilie să urmăriți mai multe etalări de tarot, să învățați despre astrologie, despre numerologie, să învățați despre lumea invizibilă, despre lumea angelică, pentru că toate aceste lucruri o să vă aducă calm și pace. Este aici destinul vostru să treceți prin această perioadă acum, să învățați aceste lucruri, să vă conectați cu latura voastră scorpionică și prin aceste activități să renașteți, să vă transformați. O să fie o lună foarte interesantă pentru berbeci. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi toată această analiză a lunii aprilie. Sper că o să vă fie de folos atât analiza astrologică cât și horoscopul și ghidarea aceasta intuitivă cu cărți de tarot, cărți oracol și astrozaruri. Vă mulțumesc pentru că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!